Și cum se prezintă acest domn? Da. Fii atent, că e tare. El nu lucrează într-un singur loc. El mai multe lucruri. Asta e limpede special pentru toată lumea, că lucrează mai multe lucruri. Nu mă rog. Uite, hai să vezi în ce locuri lucrează. Pentru că e tare totuși. Adică cineva care a reușit să-l facă să lucreze. Adică știi cum era aia în Bel de la Munte? Și pe dumneavoastră, cine, ce vă recomandă? Mă recomandă vocea și talentul. Corect. Cine îl recomandă pe acest domn la toate aceste instituții media? Atenție, e rupere. Paul, deci nu-l cheamă Dan Bilzerian, îl cheamă Paul Cozighian. Okay. Fii atent aici. Dar de ce scrie International second? Correspondent. Fii atent aici. De ce tu vezi că scrie second lângă Paul Cozighian? Adică mai e unul? Și ăsta e al doilea? Adică Paul Cozighian al doilea? Pe bune? Dar ce e ăsta? Rege? Deci fii atent. Fii atent cât de tare. Deci este reporter, TV producer, communication consultant. Și lucrează așa. Lefigaho, Radio France, France TV. Și aici vedem de asemenea o serie întreagă de lucruri care sunt pe... Très bon. Deci, domnule, faptul că lucrează în același timp și la Radio France, și la Le Figaro, și la France TV, arată... Și la Panthéon Sorbonne University. Observ, oui. Est-ce acolo Le Figaro, Bumb, sau cum se spune, un bumbiț, Panthéon, Sorbonne, și Panthéon și Sorbonne. Vezi? Da, acum, întrebarea Panthéon este... rimează cu Sorbonne. Uite, aici am o întrebare. El lucrează pentru partea română sau pentru partea franceză, ca să zic așa? Păi, el lucrează pentru partea franceză și lucrează pentru partea română. Adică, e foarte simplu. Părăsc că de plătit îl plătește partea franceză și el lucrează pentru partea română. Adică așa cred că și-au împărțit costurile cumva. Dumneavoastră ce crezi, Ciuvică? Pentru partea română sau pentru partea franceză? Pentru partea română. Pentru partea română. Din partea franceză. Lucrează pentru partea română din partea franceză. E parte din grupul acela de patrioși despre care vorbea domnul Dragnea. Va arăta și cu mânușița și cu toate. Deci, cum era la filmele alea de ne uitam noi când eram mai mici, așa că acum din păcate nu se mai fac, și era așa. Coproducție româno-franceză. Aici e româno-franceză sau francezo-română? SRI-o... Nu vă spuneți asta, domnul Ciuvică, că nu se poate. Ciuvică, nu mai spuneți de SRI. Haideți să mergem așa mai. Producție SRI. Asta e coproducție româno-franceză, producție SRI. Mai devreme ce azi de SIE. Mai devreme ce azi de SIE. Păi și care e, domnule, diferența? Nu știu, mare, cine e succesorul scântei. Haideți, domnule, nu așa. Eu vreau să vedem dovezi sau ceva. Păi nu, și eu vreau, dar dacă nu avem dovezi acum... Deci, de fapt, ce s-a întâmplat? În ziarul Le Figaro, ediția electronică, bănesc, că n-a tăiat nimeni copaci ca să așa, a scris Bizdrăgânan că ar fi zis Ion Iliescu că Dragnea e penal, gen. Adică am despre asta vorbat. Corect? Așa ceva, da. Așa. Mare șmecherie. Și domnul Iliescu a zis că da. Eu am văzut la ProTV. Eu am văzut la ProTV. Uite, îmi scrie cineva, un domn de altfel foarte simpatic, așa, hai că îl simpatizez. Zice așa, deci, domnul Iliescu nu-și mai aduce aminte dacă a dat un interviu pentru Le Figaro, dar își aduce aminte să dea informații și detalii despre Dragnea și despre partid. Da. Ce? Așa. Păi, acum, astea sunt în ordinea greutății. Adică asta cu Dragnea te marchează. Astea sunt lucrurile impasă. N-am dat, îți dai seama, Iliescu dă 40 de interviuri pe zi, nu mai știe exact unde a dat. Păi când Dragnea e numai unul.